o pauză mică, ai revenit la lecții și astăzi, la educație tehnologică, vom vorbi despre aplicații de navigare pe internet. Va fi o lecție interesantă și la lecție vei afla ce este o pagină web și cum căutăm pe internet o pagină web după adresa ei. Ce este un browser web și care sunt instrumentele unui browser. Hai să începem. Serviciul de prezentare și căutare a informațiilor în internet se numește www, care se traduce din engleză ca pânza mondială de păianjen. În acest serviciu, informația este prezentată în formă de pagini web. Mai multe pagini web interconcepționate formează un site sau un sito web. Așa cum fiecare casă are o adresă unică și fiecare pagină web are o adresă unică care ne ajută să o găsim rapid. Ție, când doamna Galina îți trimite linkul de intrare la lecții, îți trimite o adresă. Și uite, după adresa aceea, tu intri la lecție și găsești fix. Un program special numit browser ne ajută să găsim o pagină web știind adresa ei. Browser are instrumente care ne ușurează călătoria pe internet. Memorează. Browserul este o aplicație folosită pentru a căuta și a vizualiza informații din internet. Cele mai cunoscute browsere sunt Internet Explorer cu desenul care îl vezi în față. Un alt browser este Firefox, apoi Microsoft, Google Chrome, Safari și altele. Tu la calculator sau la telefon, de care browser te folosești? Eu am instalat și mă folosesc mai mult de Google Chrome și de Internet Explorer. Cu toate că am navigat și pe Firefox. Să examinăm structura ferestrei unui browser. În partea de sus a ferestrei se află bara de adrese. Iată, cu o săgeată roșie ți-am arătat locul sau bara unde scrii adresa de care ai nevoie. Bara de adrese este locul unde introducem adresa paginii sau a siteului de care dorim să-l vizualizăm. După ce am scris adresa paginii, apăsăm tasta Enter și calculatorul ne duce și ne deschide acea pagină de care avem nevoie. La ce se folosește semnul plus? Iată, alături avem acolo sus, iarăși cu săgeata ți-am arătat semnul plus. Păi uite, browser poate afișa în același timp câteva pagini web, care vor fi listate ca paginile unei cărți când apeși pe ele. Pentru a afișa, uneori spunem pentru a deschide o altă pagină web, efectuăm un click pe butonul ăsta, pe plus. În bara de adrese a paginii noi apărute, scriem adresa paginii web pe care dorim să o afișăm. Deci, calculatorul poate să ne deschidă mai multe pagini web și de fiecare dată când avem nevoie, deschidem una sau o altă pagină. Nu este numai decât să ieșim de acolo, să mai intrăm încă o dată. Tot aici, mai sus, vezi niște semne. Iată, semnul ăsta, săgeata care arată, deci o săgeată așa înapoi, ne arată că sau ne afișează paginile web încărcate înaintea acestei pagini, dacă vreau să dau o urmă înapoi. Iar al doilea buton, care este o săgeată spre dreapta, ne afișează paginile web încărcate după pagina curentă, adică dau înainte. Butonul al treilea, iată săgeata aceasta în formă de cerc, ne arată că putem reîncărca pagina web curentă
Acest lucru poate fi necesar dacă pagina nu a fost afișată corect sau s-a blocat. De exemplu, s-a întrerupt momentan conexiunea la internet. Și când revii, când se face conexiunea, poți să reîncarci încă o dată aceeași pagină, dacă nu merge bine. Al patrulea buton, butonul acesta care este parcă tabla mulțirii, închide pagina web curentă sau chiar însăși browserul. Cred că știai despre aceasta, dar ți-am mai adus aminte. Iar în continuare, îți dau o sarcină pe care o vei aplica ca să consolidezi cele învățate mai sus. Iată, am făcut un algoritm de lucru. 1. Fă click dublu pe pictograma browserului, adică deschide, intră în calculator. Eu am zis că lucrez cu Google Chrome. Tu? Nu știu. Ai deschis browserul de care îl folosești. Acum, copie sau scrie în baza de adrese următoarea adresă. Eu ți-am scris aici o adresă. www.povestipentrucopii.com Hans Christian Andersen craiasa-zepezii.htm. Așa. După ce ai scris la adrese, apasă pe Enter. Va apărea povestea Craiasa-Zăpezii. Dacă nu găsești așa, poți să scrii la căutare Craiasa-Zăpezii, deschizi desenul animat, după care fă click așa, pe butonul acela pe plus și se va deschide o nouă pagină web. Acolo scrie sau copie adresa pe care ți-am pus-o eu în sarcina a patra și apasă Enter. Așa. Dacă în prima pagină s-a deschis însăși povestea cu scrisă, apoi în pagina a doua se deschide filmul cu desene animate. Iată, astfel, pe ecran, poți să vezi sau să ai două pagini deschise și pagina cu textul poveștii și pagina cu desenul animat. Exersează, încearcă!